La serviciul religios oficiat în Biserica Parohiei Grădini și la Cripta Lovineștilor de preoții Neculai Apostol, Bogdan Apostol și Vasile Hrestic, au participat directorul Bibliotecii Bucovinei, scriitoarea Angela Furtună, primarul Fălticeniului Vasile Tofan, reprezentanți ai instituțiilor culturale locale, personalități culturale locale. Pe 19 noiembrie, Monica Lovinescu ar fi împlinit vârsta de 88 de ani. Monica Lovinescu a fost fiica criticului literar Eugen Lovinescu și a profesoarei Ecaterina Lovinescu Bălăcioiu și verișoara prozatorului Anton Holban, a scriitorului Vasile Lovinescu și a dramaturgului Horia Lovinescu. A fost căsătorită cu poetul, publicistul și omul de radio Virgil Ierunca. Din anul 1951 și până în 1974 a colaborat la emisiunea în limba română a radiodifuziunii franceze, precum și la redacția centrală a emisiunilor pentru Europa Răsăriteană. Începând din 1962, a colaborat la Radio Europa Liberă, unde avea două emisiuni săptămânale, Actualitatea culturală românească și Teze și antiteze la Paris. A încetat din viață la 20 aprilie 2008. La vârsta de 85 de ani, urna funerară fiind depusă pe 16 mai 2008 în cavoul familiei din cimitirul Grădini, Fălticeni. În cadrul programului anual Zilele Monica Lovinescu, desfășurat la Suceava și Fălticeni, aflat acum la a cincea ediție, s-a propus ca Premiul Național Monica Lovinescu Virgil Ierunca Speranță pentru Democrație să fie acordat fălticeneanului Bogdan Baciu, delegat de tineret al României la Organizația Națiunilor Unite. În perioada 24-28 noiembrie, la invitația personală a lui Gabriel Liceanu, tânărul elev fălticenean de la Colegiul Nicu Gane va participa la târgul de carte Gaudeamus din București.